Astăzi vreau să vă spun de ce nu merită să vă cumpărați în momentul acesta un telefon. Explicația e destul de simplă. Suntem la început de an, o să se lanseze foarte multe telefoane în viitorul foarte apropiat. Un mic exemplu de telefon foarte bun ce o să se lanseze este Xiaomi Mi 10 Pro. Bineînțeles, are procesorul de top de anul ăsta, camera de 108 megapixel, care e și pe Mi Note 10, baterie de 5250. Să nu uităm că încă nu a fost lansat oficial și specificațiile astea sunt bazate pe niște zvonuri. Însă, în mare, cam astea o să fie specificațiile. Ecran AMOLED, ca și până acum, cicare și rezistența la apă și praf, IP68, și iese în evidență cu rata de refresh a ecranului de 90Hz, precum e pe OnePlus 7 Pro și OnePlus 7T, și mai iese în evidență cu încărcare super rapidă la 66W, zice aici, dar cred că de fapt e la 65. Adică se încarcă în sub 30 de minute bateria asta, cam în 30 de minute 5250 de mAh, 5000 să fie, în cam 30 de minute se încarcă. Însă, o să mai fie multe alte telefoane care o să apară și cam toate o să aibă ecran de 90 sau de 120Hz. Mai mult decât atât, telefoanele de mijloc, mid-range-urile care s-au lansat până acum, Xiaomi K30, K30 5G-ul și altele au venit cu ecran IPS ce-i drept, însă de 120Hz, deci totul se vede în 120fps-uri pe telefoanele alea. A, și pe lângă asta, era să uit, ăsta vine și cu 5G. Cel mai probabil o să fie mult, adică nu chiar mult, o să fie sub un S10 Plus, care acum e vreo 3000 de lei, ăsta o să fie, zic eu, undeva între 2500 și 3000 la noi. Deci un preț foarte bun, camere foarte bune, încărcare super mega ultra rapidă, în 20 de minute cred că ai cam 80% de la 0, deci de la 0 vorbim. Însă dacă chiar vreți acum, în momentul ăsta, un telefon, singura opțiune pe care eu aș cumpăra-o, deci singurul telefon pe care eu l-aș cumpăra acum, este Realme X2 Pro. E aceeași firmă care face și Oppo, aceeași firmă care face și OnePlus-ul. Realme-ul, adică aparține de aceeași firmă, ca să mă exprim mai bine. Nu mai știu exact cum îi zice la firmă, dar toate astea trei, practic, sunt făcute de firma aia, cum e și Huawei-ul, face și alte chestii, nu face numai telefoane. Și Huawei-ul, de exemplu, la telefoane are brandul Huawei simplu și Huawei Honor. În fine, trecem peste. Deci, cu ce se remarcă și ăsta, are camaturile pe care le are și Mi 10-le. Era să uit, așa se speculează că o să fie designul, deci o să fie premium din toate punctele de vedere Mi 10 Pro. O să fie și o variantă Mi 10 care o să vină cu încărcare mai slabă un pic și cu cameră mai slabă, cică. O să vedem, din câte se speculează cu încărcare la 40W Mi 10 simplu, deci foarte rapid și ăla sub o oră la 0-100. Deci Realme X2 Pro vine cu Snapdragon 855+, după cum vedeți scorurile sunt destul de diferite, dar ăsta scoate în jur de 500.000 dacă îl pui pe gaming mode și alea, deci nu e extraordinar de mare diferență dacă stăm să ne gândim. Are ecran de 90Hz și ăsta, tot AMOLED, Full HD, exact aceeași chestie. Încărcare, că vorbeam că încărcare e cea mai șmecheră chestie pe Mi 10 Pro, ăsta e la 50W. Însă s-au făcut teste, a și baterie de 4000, s-au făcut teste pe internet, unii au scos la 0-100 în 27 de minute, unii în 28, unii în 30, 31, deci pe acolo. Deci foarte, foarte rapid se încarcă și ăsta. Și ecranul de 90Hz, în rest, e foarte bun și ăsta, camera de 64, toate 3, tot ce vrei are și ăsta. Și vine la un preț de aproximativ 2200 la noi, la Quick Mobile. Varianta de 8GB costă 28. Nu vă recomand varianta de 6 cu 64, care are memorie internă puțin mai înceată. Și cam așa arată, are notch-ul ăsta tip picătură. Eu zic că e frumos și pe alb era, eu îl prefer mai mult pe ăsta. Chiar îmi place cum arată, astea sunt motivele pentru care aș zice să mai așteptați până să vă cumpărați un telefon nou. Deja are și ăsta succesor, după cum vedeți, trebuie să vină X50 Pro, probabil o să fie un pic mai scump. Dacă o să fie cu IPS, mai bine mergeți pe ălalalt, sincer, chiar dacă vine cu 120Hz. În rest, cam tot acolo-i și ăsta cu ălalalt. Dacă are procesor mai bun, ecran ceva mai slab, dar vine cu 5G. Eventual, dacă vreți ceva mai ieftin, Xiaomi Redmi Note 8 Pro și ăla e la vreo 1000 de lei, în jur de 1000 de lei, tot la Click Mobile și chiar e bun pentru banii aia. Am, uite ăsta aici, hai să tot vedem cât costă, dacă tot mi-a făcut reclama asta, 1050 de lei, are baterie mare, procesor bun, scoate undeva la 300 de mAh tutu, deci, bă, eu sper că v-a plăcut, că v-am ajutat. Spuneți-mi în comentarii ce telefon v-ați cumpăra voi acum, sau din telefoanele ce urmează să se lanseze, dacă știți care sunt. Mă gândeam să fac un videoclip despre asta, dar
deja o grămadă de videoclipuri din afară cu asta și am zis că nu mai are niciun sens să mai fac și eu. Dar am zis totuși să vă dau sfatul ăsta, nu are rost să vă cumpărați acum, mai așteptați o lună, două, dacă nu puteți, luați-vă Realme X2 Pro sau Redmi Note 8 Pro mai ieftin. A, și la mulți ani, când am pus asta de anul trecut, vă dați seama deja de o lună și... Da, sunt în sesiune și nu prea am timp. Deci spuneți-mi în comentarii ce telefon aveți voi, cum se comportă, dacă aveți de gând să vă cumpărați altul, ce telefon v-ați cumpăra voi în momentul ăsta sau din astea ce urmează să se lanseze. Eu am fost Roman, toate cele bune!